Doamne ajută, ce bine v-ar existe, mați iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu o temă foarte interesantă, care urmează celei precedente, care a fost problema păcatului. Această temă se numește așa, Universul Interior și Felul de a Fi. Ia uitați cum sună. Universul Interior și Felul de a Fi. De a fi al cui felul ăsta? Al omului. Deci intrăm în probleme foarte profunde care ne afectează viața de zi cu zi în fiecare clipă. Și bineînțeles că vom trata acest lucru și din punct de vedere sau cu precădere din punct de vedere teologic. Dar vom aborda și problema psihologică și problema medicală, fiziologică. Toate acestea sunt legate, strâns între ele, nu sunt despărțite așa cum de regulă suntem învățați noi să le abordăm. Mai scolastic așa, mai categorizându-le separat pe fiecare ca și cum fiecare ar fi separate. Nu, ele sunt împreună. Problematica respectivă este una singură. Omul este problema. Și cunoașterea lui a fost separată de-a lungul miilor de ani, după anumite direcții, după cum îi convenea celui care voia să cunoască omul, să cunoască adevărul, să-l cunoască pe Dumnezeu, după cum îi convenea lui să abordeze problema. Și bineînțeles că nu-i ajungea o singură viață ca să facă treaba aceasta. Și generație după generație, tot separat au privit problemele care toate alcătuiesc universul uman. Acest univers interior. Noi vom aborda în această emisiune problema universului interior și a felului de a fi, adică legătura dintre modul în care ne comportăm noi și universul uman, universul interior, microuniversul, cum se numește el, altfel spus. Ne vom lăsa ajutați de către Sfântul Apostol Pavel, care la rândul său a fost ajutat de către Sfântul Duh. Bineînțeles, a fost inspirat de către Duhul Sfânt. Și acesta, în epistola către Galateni, vorbește în capitolul acel al cincilea, când abordează problema libertății creștine, dar și roada Duhului Sfânt și lucrarea trupului a cărnii. Deci este trup carnal, e și trup duhovnicesc. Știm aceasta din emisiunile precedente. Dar lucrarea cărnii, adică a ceea ce face ca trupul să fie doar carnal, materialitatea aceasta grosieră. Iată ce spune el. La început citim textul și după aceea dezbatem problema și punem punctul pe I, cum se spune. Ce spune în capitolul al cincilea? Așadar, țineți-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun vouă că de vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Deci, de vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și din nou mărturisesc oricărui om care se taie împrejur că datoria este să împlinească toată legea. Cei care vreți să vă îndreptățiți prin lege, v-ați îndepărtat de Hristos, ați căzut din har. Căci noi în Duh așteptăm nădejdea îndreptățirii prin credință. Pentru că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința lucrătoare prin iubire. Deci, deși este vorba de tăierea împrejur și nu dezbatem acest subiect, Sfântul Apostol Pavel se referea la acest lucru din cauză că propovăduirea Evangheliei, a credinței creștine, a cuvântului lui Dumnezeu, care a fost revelat supranatural prin Iisus Hristos, era împiedicată la momentul acela, în primul secol al bisericii creștine primare, era împiedicată de către cei care, iudei fiind, aderând și ei la creștinism, îi obligau pe cei care erau, cum li se spunea, elini sau păgâni, neevrei,
și care aderau și ei la creștinism, să se taie împrejur, spunând că acesta este, acest fenomen sau acest procedeu, tăierea împrejur, este obligatorie pentru ca să se consfințească adevărul pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, l-a revelat supranatural omului. Și atunci Sfântul Apostol Pavel vorbește despre acest lucru, referindu-se la acest lucru din cauza că era foarte prezent în comunitățile creștine. Se numeau apostoli mincinoși, aceia care, propovăduind, după cum afirmau ei, legea cea nouă, adică legea Noului Testament, infiltrau legea Vechiului Testament, care era cumva preponderentă, cumva era prevalat față de legea Noului Testament. În opinia lor, bineînțeles. Deci subordonau legea Noului Testament legii cele vechi, care se uscase, între ghilimele. Adică atunci când a venit Hristos, când s-a împlinit legea, legea care fusese călăuză către Hristos, se perimase. Adică își pierduse puterea, legea cea veche. Și atunci de aceea a venit legea cea nouă și se referă la legea Harului, la legea pe care Dumnezeu a dat-o prin revelarea supranaturală a adevărului întreg, prin Iisus Hristos. Și cei care urmează cuvântul lui Dumnezeu revelat supranatural prin Iisus Hristos, aceia nu mai sunt sub legea veche, că nu mai are puterea asupra lor, ci ei sunt în virtutea jertfei lui Hristos pe cruce, a morții pe care el a îmbrățișat-o și a călcat cu moartea pe moarte, adică a desființat-o practic, înviind din morți și desfăcând aceste legături ale robiei morții, de frica acestei morți, oamenii căzând în plasa diavolului, de frica morții. Desfăcând aceste legături prin care oamenii erau legați, deci prin frica morții și tot ceea ce presupunea acest cortegiu întreg de consecințe, legături și tot felul de fenomene adiacente, desfăcând acestea, i-a eliberat din jugul robiei pe oameni. De aceea adevărul vă va face liberi. Că de fapt, moartea nu este moartea de care ne este frică. Creștinii nu se mai tem de moarte cu adevărat. Și eu o dovedesc, nu spun vorbă mare, milioanele de martiri, căci au fost milioane, de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism. Și o dovedesc aceștia din cauza că lor nu le-a fost frică de moarte. Și din cauza aceasta au și fost arătați ulterior că trupurile pe care le-au avut s-au transformat în sfinte moaște, care n-au cunoscut putreziciunea, n-au cunoscut urăciunea putreziciunii lor, ce au putrezit frumos, adică s-au transformat, dovedind faptul că există o corespondență cu viața de dincolo, cu lumea de dincolo, cu împărăția lui Dumnezeu și că ei sunt vii și sunt încă puternic ancorați prin fapte, prin minuni în viața aceasta a oamenilor care trăiesc încă și spun ei că sunt vii. Așa că, stimați, iubiți ascultători, la asta se referă. Nu la faptul că unii sunt evrei și alții nu sunt evrei, nici de cum. Că și arabii sunt tăiați împrejur, așa că nu e neapărat vorba despre evrei, când e vorba de tăierea împrejur. Și musulmanii se taie împrejur. Deci nu asta este problema. Deci, atenție mare, e vorba de robia firii omenești celei căzute. Aceea care este supusă păcatului. Despre păcat am vorbit în misiunea precedentă. Deci este supusă păcatului. Și păcatul are putere asupra omului care este păcătos. Îl robește. Ei bine, cel care i s-a dăruit lui Hristos, cel care trăiește într-un Hristos și cel în care Hristos a luat chip. Deci Hristos a luat chip în el. Acesta nu mai este supus legii păcatului, nu mai este rob al păcatului. S-a delimitat de păcat.
Și din cauza aceasta s-a delimitat și de cel care este, să spunem așa, instigatorul la păcat. Adică de diavol. Și în felul acesta el poate deosebi duhurile. Vede duhul cel rău, își dă seama de prezența lui. Pe când ceilalți care sunt încă sub robia păcatului, unii spun chiar că diavolul nici măcar nu există. E o chimeră, e un fel de, așa, de o poveste, de basm. Nedelimitați fiind de el, nu-l pot deosebi. Nu-i pot simți prezența, nu-i pot simți lucrarea. Așa că, stimați iubiți ascultători, din cauza aceasta, Sfânta noastră Biserică, prin harul Duhului Sfânt, face lucrări care se numesc sfințitoare, ierurgii, de asemenea face dezlegări și exorcizări. Exorcismele sunt foarte importante. Și cei care sunt în stare să își depună la picioarele lui Hristos, vorbind metaforic, bineînțeles, viața, să nu mai trăiască lor, ci lui Dumnezeu, adică cei care sunt consacrați, sfințiți, mă refer la preoți, la episcopi, la cei care sunt consacrați ai lui Hristos, sfințiți într-un harul preoției, aceștia sunt în stare să producă acele exorcisme, să le rostească și să le slujească oamenilor prin acest concept numit exorcism. Să-i exorcizeze, să-i scoată din sfera diavolului. Dar trebuie ca oamenii să participe la asemenea slujbe, să fie de acord cu așa ceva, să înțeleagă cumva că este nevoie de lucrul acesta, să înțeleagă și faptul că biserica are o misiune sfântă și care nu poate să fie comparată cu misiunea niciuneia dintre instituțiile de pe pământ. Ea este cu totul specială, că este divino-umană și nu este doar umană, instituția respectivă și așa mai departe. Deci aici e problema cu tăierea împrejur. Nu ne legăm de tăierea împrejur. Aceasta a fost, dar nu mai discutăm despre treaba aceasta. Continuăm cu capitolul 5, că este foarte important. Era bine cum alergați. Cine v-a slăit avântul ca să nu vă supuneți adevărului? Stăruința aceasta nu este de la cel care vă cheamă, adică de la Dumnezeu. Puțin a luat dospește toată frământătura, adică niște vorbe stricate, doar așa un pic cu vicleșug, încep să producă vâlvă și se amplifică. În privința voastră, eu am încredere întru Domnul că nimic altceva nu veți cugeta, dar cel care vă tulbură își va purta o sânda, oricine ar fi el. Dar dacă eu, fraților, încă mai propăduiesc tăierea împrejur pentru ce mai sunt prigonit, ar însemna că piatra de potignire a crucii, adică Hristos, a fost înlăturată. O tăiasă-ar cu totul în bucățele cei ce vă destramă pe voi. Fiindcă voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu vă folosiți libertatea ca prilej de a-i sluji trupului, ci slujiți-vă unul altuia prin iubire. Aici este un lucru foarte important. Trupul înseamnă ceva, omul înseamnă cu mult mai mult. Deci unul altuia prin iubire, depășind sfera trupului, sfera aceea carnală, de care spuneam la începutul emisiunii. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt. În acesta, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce înseamnă asta? Foarte pe scurt și după aceea discutăm mai pe larg. Dar foarte pe scurt. Suntem în mașină, în automobil, suntem în trafic, cum se spune. Și cineva, cumva, altul, aproapele nostru. Altul ne taie cumva fața, este puțin mai grăbit, e cu tare, cu tare. Prima reacție a trupului, a cărnii, este să-l înjurăm. Sau cine știe ce se face, să ne răzbunăm pe el. Reacția Duhului care lucrează în noi, și o să vedeți de ce spune Sfântul Apostol, că lucrează Duhul în noi, deci cealaltă este... Lasă-l, mă, că poate are și el nevoie. Poftim. Îi faci și semn ca, poftim, ieși sau treci. Ignorând dreptul pe care, adică lăsând dreptul tău și
cedându-l celuilalt care nu are. Că e al tău. Deci cedându-ți dreptul celuilalt. Acela, dacă ai făcut treaba aceasta, îți și mulțumește. Dacă însă ai făcut prima reacție, ai supus primului impuls al cărnii, te înjură și el. Ba chiar sunt niște cazuri când se dau jos din mașină și încep să se bată. Sunt mai de excepție, cazuri sunt mai singulare, dar există asemenea fenomen. Iată ce spune mai departe. Dar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să vă nimiciți voi între voi. Zic, dar cu Duhul să umblați și nu pofta trupului să o împliniți, fiindcă trupul poftește împotriva Duhului. Deci, repetăm, fiindcă trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia, astfel ca voi să nu faceți ceea ce ați vrea. Dar dacă sunteți duși de Duhul, cu D mare, cu majusculă, Duhul Sfânt, nu sunteți sub lege, iar faptele trupului sunt cunoscute. Iată care sunt. Acestea sunt desfrânare, necurăție, nerușinare, idolatrie, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, întărâtări, gâlcevi, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele asemănătoare acestora, asupra cărora vă previn, așa cum v-am mai prevenit, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare, curăție. Împotriva unora ca acestea, nu este lege. E vorba de legea veche. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții, unii pe alții pismuindu-ne. Și spune mai departe, fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, veghind asupra ta însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Că de se crede cineva că este ceva, în timp ce el nu este nimic, pe sine însuși se amăgește. Dar fiecare să-și cerceteze propria sa faptă și atunci se va lăuda numai față de sine însuși, ci nu față de altul, căci fiecare își va purta propria sa povară. Așa că, stimați iubiți ascultători, felul de a fi, universul interior al omului și legătura cu felul de a fi, de a se comporta al omului. Iată cum a spus Sfântul Apostol Pavel și zicerea sa este foarte profundă, noi însă acum, în acest secol, în această vreme, sunt de dator să o tălmăcim, să o tâlcuim, să-i dăm înțelegerea necesară veacului acestuia. Știm foarte bine, microcosmos, iată că este vorba de ceea ce este vizibil cu microscopul,
universul interior al omului, tot microcosmosul. Omul este un microunivers, se spune foarte clar, și în comparație cu macrouniversul, pe care omul tot îl cercetează cu tot felul de mijloace tehnice, care sunt produse unor industrii de foarte mare rafinament și la care s-a ajuns cu foarte mare consum de energie, care secătuiește planeta, în fond, leagănul civilizației umane, omul acesta, cercetând și într-o parte, pe cele din interior nu le cercetează, decât cele ce le sunt ale altora. Celule, țesuturi, alte microorganisme, bacterii, microbi și așa mai departe. Pe sine însuși greu se cercetează omul, ca să cunoască microuniversul uman, care este, de fapt, o reflectare a ceea ce este macrouniversul. Și mai mult decât atât, la o cercetare mai atentă, la o privire mai atentă și mai profundă, și sprijiniți fiind de Duhul Sfânt, care ne dă multă, fiind mângâietor lăsat de Mântuitorul Iisus Hristos, ne dă multă îndrumare la vremea potrivită, putem să înțelegem că, de fapt, omul care are ca suflet chipul lui Dumnezeu în el, acesta este mai înainte de ceea ce vede el că este în afară. Adică mai înainte de a fi ceva, este Dumnezeu. N-am spus că a fost, ci este Dumnezeu, fiindcă este veșnic. Și El este Cel ce este. Eu sunt Cel ce sunt, prezentul veșnicii. Având chipul lui Dumnezeu care Dumnezeu se reflectă în toată creația Lui, purtând chipul lui Dumnezeu în noi, ia uitați ce simplu este și logic. Purtând chipul lui Dumnezeu în noi, adică având suflet și viu, chipul acesta se reflectă în macrounivers, în toată creația. Deci omul are cheia cunoașterii universale în el însuși. Dacă omul s-ar putea cunoaște pe el însuși și ar putea afla sufletul, și-ar cunoaște sufletul, atunci ar cunoaște întreg univers. Fiindcă Dumnezeu se reflectă în creație, creația reflectă pe Dumnezeu, revelația naturală se numește aceasta, nu, stimați teologi? Reflectă pe Dumnezeu, atunci omul care poartă chipul, reflectarea lui Dumnezeu, îl poartă în sine, în el însuși. Iată legătura dintre macrounivers și microuniversul uman. Deci cifrând microuniversul uman, de-abia atunci vom cunoaște universul mare. Vom înțelege universul mare. Așa o facem doar pe bucățele și spunem astronomie și spunem biofizică și spunem tot felul de științe derivate, care toate sunt separate, nu se face conexiunea între ele decât din când în când. Și cu anumite prilejuri, poate, la congrese, la manifestări de rang înalt, academic. Deci, majoritatea eforturilor se concretizează, sunt dirijate spre această separare de științe. Separare în fragmente a adevărului, adică descompunerea adevărului, care este întreg și simplu, nu este compus. Acest lucru îl face rațiunea umană, care este căzută, limitată. Aceasta înseamnă cădere. Limitarea gândirii. Omul se vede limitat, separat, conform trupului său. Deși sunt multe descoperiri științifice care au arătat faptul că în jurul trupului nostru mai sunt niște câmpuri care se manifestă electromagnetice, e vorba de aura aceea, și sunt atâtea lucruri care se mai manifestă în jurul
trupului, nu este doar trupul, mai sunt și energii care sunt eliberate din trupul respectiv, se face o conexiune cu alte energii din jurul trupului respectiv și multe altele. Descoperiri care sunt probate științific, nu mai este cazul să le argumentăm noi, dar sunt deja cunoscute de zeci de ani, și acestea relevă faptul că trupul lui e doar ceea ce se vede. Nu este doar atât. Mai sunt și speculații cu trupul astral, cu trupul carnal, cu și multe ezoterice deja, concepții, tot felul de filozofii care sunt separate și derivate din adevăr și ajung să fie eretice până la urmă, adică să fie rătăcite față de adevăr. Din cauza că, generalizând un fragment de adevăr, cunoscând doar o mică parte din adevăr și generalizându-l, ajungem la o nebunie, adică la paranoia. Construim logic pe un fragment care nu este adevărat, e mincinos. Fragmentul face parte dintr-un adevăr care numai împreună cu toate celelalte părți care formează un adevăr întreg și necompus ar putea avea relevanță. Altfel, este ca o minciună. Așa că universul acesta interior poate fi cunoscut prin sufletul nostru. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o clar, că cel ce va vrea să scape sufletul său sau viața sa, în două evanghelii separate, le spune în două formule, variante, acela o va pierde sau îl va pierde. Dar cel care va pierde sufletul său sau viața lui pentru mine și pentru Evanghelie, adică cel care va fi credincios cu adevărat și care va renunța la se lepăda de sine și va crede în cuvântul meu și cuvântul meu va prinde viață în el, acela și îl va afla sau își va scăpa viața sau o va afla, își va afla sufletul sau va afla viața lui, viața cea adevărată. Bine, asta o spune Mântuitorul Iisus Hristos și se înțelege prin credință, dar nu toți avem credința prin care să nu mai avem nevoie de argumente de netăgăduit pentru a putea crede ceea ce a spus Iisus Hristos acum 2000 de ani. Și aceasta fiind relatată de către cei care au ascultat cuvântul său, respectiv apostolii, ucenicii săi. Și atunci, cum putem noi înțelege aceste lucruri? În așa fel încât chiar să ne aflăm viața, adică în așa fel încât chiar să ne cunoaștem pe noi înșine, să cunoaștem chipul lui Dumnezeu din noi, pe cunoscându-L pe Dumnezeu. Și mai mult decât atât, lăsându-ne cunoscuți de către Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este anterior nouă, nu noi Lui. Dumnezeu nu este creația noastră. Noi suntem creația Lui. Ci lăsându-ne cunoscuți de către Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu își cunoaște fiii. Noi fiind fii ai lui Dumnezeu prin înfiere. Adică primind Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, la Sfântul Botez, am fost înfiați de către Dumnezeu. Și atunci sufletul nostru s-a urcat la cer, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și prin Sfântul Botez l-a cunoscut și după aceea, din momentul acela, creștem în trup care trebuie să se transforme prin modul nostru de a fi în trup duhovnicesc, pornind de la carne. Întâi a fost țărâna, după aceea Duhul Sfânt asupra omului, suflarea de viață, s-a făcut Adam într-un suflet fiu. Și atunci, iată,
avem aici prilejul de a discuta despre legătura dintre universul interior, dintre ceea ce numim noi subconștient și inconștientul profund. Și ceea ce numim noi conștient, adică conștientizarea, universul exterior, macro-universul, ceea ce vedem, simțim, trăim în jurul nostru, conștientizăm. Deci aici este o mare legătură pe care noi, de regulă, antrenați fiind în diverse lucruri, angrenați mai mult în ele, prin diverse mișcări, de diverse naturi, nu le mai băgăm în seamă. Nu mai băgăm în seamă această legătură care se manifestă tot timpul. Este foarte profundă. Facem alegeri în diverse feluri, alegem să ne comportăm într-un anumit fel, să abordăm o problemă, un fenomen conștientizat într-un anume fel și după aceea intră în subconștient, în sertarul acel al conștiinței, intră în subconștient și el acționează la momentul potrivit, oportun, fără să ne mai dăm noi seama cum, orientându-ne activitatea și răspunsul pe care îl dăm la diverse întrebări, probleme cu care ne confruntăm. Ulterior, și suntem cumva dirijați de modul în care am ales noi anterior, cu o lună, cu o zi, cu 10 ani, cu 20 de ani înainte, să ne orientăm față de o anumită problemă. Și deși se pare că s-a așternut praful peste o anumită alegere pe care am făcut-o, la momentul potrivit ea se manifestă. Și zicem, băi, ce m-a apucat? De ce am făcut eu așa în felul acesta? De ce? Cum de-am făcut eu așa ceva? După ce s-a comis o faptă, după ce s-a produs un necaz, băi, de ce? Tu ai ales, omule. Fără să-ți dai seama că ceea ce ai spus tu astăzi, mâine, poi mâine, se va repercuta, se va manifesta asupra comportamentului tău, asupra vieții tale și a trăirii tale. De aceea este foarte important să ne curățim conștiința ca să putem să avem acel subconștient care înseamnă suma alegerilor și asetărilor creierului nostru, minții noastre, hai să spunem minții noastre, asetării acestei minți, la fel ca la calculator, ca la computer, să ne curățim subconștientul de alegerile greșite pe care le-am făcut în urmă. Și aceasta înseamnă taina Sfintei Spovedanii. De ce este taină Sfânta Spovedanie? Fiindcă numai Dumnezeu care se reflectă noi prin chipul Său, dându-ne-L ca să avem viață și conștiință de sine, adică să avem suflet, numai El ne poate ghida în această cunoaștere de sine. Da? Cred că se poate înțelege. Putem pipăi cumva cu mintea aceste lucruri, fără să mai pipăim senzorial. Și atunci, lăsându-ne ghidați de către Cel care este, putem să și fim. Adică vom câștiga verbul a fi în viața noastră. Adică putem să trăim cu adevărat. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că aici, în acest text, ne spune foarte clar că viața este într-un Duhul Sfânt și cel creștinul, cel care iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, citez acum, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm, căci Duh, spune Sfântul Apostol Ioan și Evanghelist Ioan, teologul, căci Duh este Dumnezeu. Cu Duhul să și umblăm, adică să ne și comportăm,
Să nu fim iubitori de slavă de șartă, întărătându-ne unii pe alții, unii pe alții pismuindu-ne. Din cauza că toți, stimați și iubiți ascultători, ne recapitulăm întru Iisus Hristos. El este arhetipul lui Adam cel viu. El ni s-a oferit ca model. E paradigma, modelul care ni s-a oferit, ne-a fost oferit de către Dumnezeu Tatăl, El fiind chiar Fiul Său și rațiunea lui Dumnezeu Tatăl fiind chiar cuvântul lui Dumnezeu Tatăl prin care suntem. De aceea suntem cuvinte în cartea vieții lui Dumnezeu. Așa se spune în slujbele religioase, vom auzi acest suntem cuvinte în cartea vieții. În anumite acatiste vom găsi aceste expresii. După cum și Fiul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Așa că, stimați și iubiți ascultători, e foarte important universul interior și numai Dumnezeu ne poate ghida atunci când vrem să intrăm în El. Aceasta a fost emisiunea. Vă mulțumim pentru atenție. Sperăm că v-a fost de folos. Să aveți o săptămână binecuvântată și post ușor. Doamne ajută!